Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi începem un nou daily vlog, cum vreți voi să-ți spuneți. Acum, trebuie să mă întâlnesc cu Ioana, trebuia să ne întâlnim de fapt la și 5 minute de vacă, încă n-a ieșit, mă duc eu spre ea. Să mergem la cumpărături, mergem să luăm tot ce ne trebuie și astăzi o să facem o întâlnire din aia cum ne-ați mai văzut în nenumărate rânduri, cu mâncare, cu veselie, cu voie bună, așa cum știm noi să facem împreună cu gașca noastră faină de vecini. Ioana? Ioana? Na, o venit. Băi, zici că o mănânci, frate, nici voce n-ai. Ia uite-o. Ia uite-o. Salut. Ciao. Ciao, Tașa. Ce voce are, e veșnic răgușită cățeaua asta. Pe cât e de mică, pe a ta e de rea. O, nu, mi-am luat așa, un sweater. Tașa, du-te în spate la... Sandra! Da, ia-ți dulău. Cum am bătut? Ca jandarmii. Mă, că hoții nu bat. Ca jandarmii. Ca mascații. Mergem cu a mea, da? Da. Da, bine. Hai. Am venit la Auchan. Avem și listă de cumpărături. Da, mă, e de telefon, nu? Da, în celălalt telefon. Îi vezi? Nu. Uite aici. Am văzut la un domn în coș, tărtăcuțe. Și l-am întrebat de unde le-a luat, că eu nu le-am văzut, mă gândeam că sunt undeva la intrare. Dar sunt așa de drăguțe, așa de tomnatice. Îți curioasă cât e? 3 lei, 4 lei. Găsești bun în portocaliu, dar cu formă de dovleac, nu de dovlecel. Ah. Știi ce zic, cum e asta? Asta era tare frumos, dar e un cecăit. Păi bine, am început bine, am luat niște chestii care nu erau pe listă. Ioana? Ține tu de listă, nu mai luăm nimic altceva. La tine în telefon. Da, l-am pus aici, la îndemână. Slănină pentru jumări, carne de gulaș, cârnați afumați. Astea ne trebuie de la carne. Da. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Don't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Am ajuns acasă de la cumpărături și fiecare are cumva câte o responsabilitate în ceea ce privește pregătirile pentru ce o să facem mai târziu. Eu sunt responsabilă cu desertul, așa că trebuie să dau drumul la cuptor. Căldură superioară, inferioară, 160 de grade și mă apuc de treabă. O să fac astăzi, ca și desert, o chestie pe care am făcut-o zilele trecute și mi-a plăcut atât de mult. Inițial am vrut să împart treaba asta cu vecinii, dar n-a mai rămas nimic de împărțit. Mi-era poftă zilele trecute de un desert cu banane și n-aveam chef să fac banana bread, am mai făcut de nenumărate ori. Voiam ceva... Nu știu, voiam altceva, voiam ceva cu cremă, dar eu nu mă prea pricep la rețete cu cremă, adică nu voiam să fie o chestie foarte complicată. Și am găsit pe net, pe Pinterest mai exact, o chestie care se numește Magic Banana Cake. Ar veni prăjitură cu banane magică. Și de ce e magică prăjitura asta? Ei bine, faci o singură compoziție, o bagi la cuptor, în tavă, și ea se sedimentează cumva în trei straturi, astfel încât atunci când o scoți afară, ai un strat, un blat inferior, așa mai dens, un mijloc de cremă și un blat superior mai pufos, deja îmi plouă în gură, hipersalivez de numai. Și e foarte, foarte bun. Așa că asta o să facem astăzi. Mai întâi o să-mi pregătesc ingredientele. Avem nevoie de 115 grame de unt topit, 500 de ml de lapte călduț, 4 ouă, foarte important, ouăle trebuie să fie la temperatura camerei. Foarte, foarte important aspectul ăsta dacă vreți să vă iasă prăjitura exact așa cum trebuie, cu acele 3 straturi. 150 de grame de zahăr brun, o banană zdrobită.
O banană, nu știu, medie, să zic așa. Eu am unele mai mici astăzi și mă gândesc să pun una jumătate, dar aici cu banana e la ochi. Ideea este că, spre deosebire de banana bread, unde aveți nevoie de o banană super coaptă, din aia cât mai neagră, aici ar fi bine să nu folosiți, chiar dacă gustul e mai bun și banana e mai dulce și gustul e mai puternic, ar fi bine să nu folosiți banana neagră pentru că colorează destul de tare prăjitura și vrem să fie și aspectoasă. Dacă nu vă deranjează, e ok, puteți folosi și o banană super, super coaptă. 120 de grame de făină, esență de vanilie și zahăr pudră vanilinat, asta așa, ca să presărăm deasupra. Ce trebuie să facem în primul rând este să separăm ouăle. Călbenușurile într-o parte, albușurile în cealaltă și o să batem albușurile într-o spumă tare. Pe mine mă ajută foarte tare robotul meu de bucătărie, așa că până pregătește el albușurile, eu o să bat gălbenușurile cu zahărul până se formează o cremă deschisă la culoare. Dacă folosiți zahăr brun așa cum am făcut-o eu, nu o să se albească prea tare, dar ideea este să se încorporeze foarte bine. După care, peste această cremă, adăugăm untul topit, banana pasată, la final adăugăm făina, punem și laptele în care am pus esența de vanilie și amestecăm totul bine. Între timp a terminat și robotul cu albușurile pe care le-a bătut o spumă foarte, foarte tare pe care o vom incorpora în acest aluat super, super lichid pe care l-am făcut. Nu vă speriați că e așa, exact asta e și ideea, să fie foarte, foarte lichid și vom incorpora albușurile câte puțin, câte o treime din întreaga compoziție, fără a le amesteca însă prea tare. Trebuie să rămână așa bucăți, cam de dimensiunea asta de albuș bătut. Eu o să folosesc o tavă de iena, nu știu să vă zic ce dimensiune are asta, e cam atât. Dar în principiu cred că puteți aprecia la ochi de ce fel de tavă aveți nevoie ca să puneți compoziția. Poate nu este cea mai potrivită tava asta, dar e singura pe care am, așa că o să funcționeze. Ideea este să folosiți o tavă de formă rectangulară pentru prăjitura asta. O să punem hârtie de copt, asta e iarăși o chestie foarte importantă. Pe lângă faptul că punem hârtie de copt, o să o punem mai înaltă. Odată pentru că mie compoziția asta nu mi-ncape perfect în tavă, adică o să vină un pic mai ridicată, dar am observat că mă ajută foarte mult ca să o scot din tavă și să o las la răsărit. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Mă repet, nu vă stresați dacă e foarte, foarte lichidă compoziția, exact așa trebuie să fie, vedeți cât e de lichidă. Asta e și ideea. Iar acum o să meargă la cuptor. Cred că v-am mai zis o dată, dar repet, 160 de grade, cel puțin 45 de minute, aici depinde foarte mult de cuptor. Eu am pus, am pus temperatură superioară, inferioară. Și trebuie să verificați, undeva în jur de 45 de minute, vedeți dacă s-a făcut. Ideea este că partea de sus trebuie să se rumenească ușor. Nu o lăsați prea mult pentru că dacă stă prea mult o să pierdeți stratul ăla din mijloc de cremă. Așa că e mai mult o chestie de feeling când trebuie scoasă afară din cuptor. Acum că am băgat prăjitura la cuptor, mă pot ocupa de fasole. Coca a pus fasolea la umflat încă de aseară. Pentru că o să facem astăzi un gulaș, un bob gulaș, adică un gulaș de fasole. Eu o să o pun în oală sub presiune. Partea nasoală e că nu mi-ncape toată în oală. Mie cam frică să pun prea mult, fiind oală sub presiune, ar trebui la fasole care se umflă oricum. Ar trebui să nu pun mai mult de jumătate. Da? Unde îmi dau eu seama? 10, 8, 6, 5. Cam atât ar fi, dar nu mi-ncape toată fasolea. Crap! Da, oala mea cu presiune e un multicooker, de fapt, de la Heiner. Dar nu mai știu să-l folosesc de când am mai folosit-o. La textură îi dăm strong. Start, în 40 de minute ar trebui să fie gata. 40 de minute, numai că ia ceva până ajunge la temperatură. Mă gândesc serios să folosesc oala sub presiune clasică. E acolo sus. Nu știu dacă ați văzut-o, nici măcar n-ajung la ea, trebuie să-mi aduc scara. Așa e când ești mic. Am o oală sub presiune pe care așa să nu o dau de pământ. Mă scuzați, sper că nu vă fac să vomitați, dar nu mă descurcam cu mâna, e foarte grea. Am luat-o din Kitchen Shop oala, asta e de la Demeyer, am dat o grămadă de bani pe ea, nu mai știu cât a fost. 700 de lei, 600 de lei, ceva de genul ăsta, oricum foarte, foarte, foarte mult.
Și a fost mai scumpă decât multicookerul, practic, dar e foarte bună. De când am multicookerul, însă nu mai prea folosesc, dar astăzi cred că o să mă ajute. O să pun cealaltă parte de fasole la fiert în ea ca să facem toată fasolea. Doamne ferește! I'm going to go to the suppression and I'm going to go to the suppression. But we get up and start from the ground. And I really want to know, really want to know if I. Este gata, tocmai am scos-o din cuptor. Trebuie să fie un pic jiggly așa la suprafață. Mi-e frică că am lăsat-o prea mult, o să vedem dacă a ieșit sau nu. Sper să mă auziți pentru că fluieră cupta. Multicookerul a terminat între timp, deja de 13 minute e pe keeping warm. O să opresc și asta și sunt în contratimp. Ei s-au adunat deja la Ioana, o să mergem la ea ca să facem gulașul și o să facă Ioana jumări. Doamne, Ioana face cele mai bune jumări din lume. Și merg și eu îndată acolo, nu știu cum o să mă duc și cu prăjitura și cu două oale de fasole. Vedem! Hello! Hello! Ciao! Salut! Uite, prăji! Fochistul șef te-a apucat? Yes! Unde Ioana? Ioana, unde pun prăji? Hello! Hai să o punem pe mă. Abia aștept. Hai să o punem. Faceți schimb de prăjitură? Da, prăjitura ta cu carne e cea mai bună. Pune-o aici. Ah, ce bine mă simt că și la tine, dar nu e așa mare dezordine ca la mine. Păi da, să zic că și la tine e dezastru. Fără să fie dezordine. Mamă, cum miroase. Se simte cum să nu se simtă. Doamne, miroase dumnezește. Nu se simte pe cameră, mă, spui tu că se simte. Nu se simte pe cameră, da. Încă n-am inventat ăștia cameră cu miros, dar ar trebui. Face Iana jumările ei minunate. Trebuie să vin o dată să mă înveți da. Cum se face. Da. Și să și filmez treaba asta, că sunt sigură că toată lumea vrea să facă jumări din astea așa de bune ca ale tale. Pe masă, tot ca pe terasă. Este și sarea și piperul. Face totul în mâncare. Te iubim, Coca! Yeah. Da. Trebuie să învârt în astea. Învârte, învârte, liniștite, mă duc afară la băieți. Și să-l trimit pe Andrei după fasole. Băi. Opresc camera? Da. Morcovi. Morcovi? Păi de-a mi-a adus morcovi, dacă mi-a adus. Da, păi morcovi la noi, de-aia. Că n-am mai luat, că știam că avem noi în frigider. Poți să te duci să aduci morcovi, nu să aduci și fasolea. Eu stau lângă foc. Dar fac eu treaba aia, că eu nu pot să aduc fasolea. Că e grea oala, trebuie adusă cupta cu totul și trebuie și cealaltă desfăcută. Dacă vrei, vin cu tine, uite, îl punem pe bio să amesteci. Da? Eu și tu bun. Da, bine, hai. Da, dar morcovi nu mai mi trebuie acum, că nu mai am găsit mai pun. Păi și cum facem fără morcovi? Da. Aia trebuiau puși deja, acum, că nici cu restul legumelor. Păi și de ce n-ai zis? Da, Ioana m-a întrebat și i-am zis că da, dar nu mi-au zis. Nu mai pune morcov. Nu mai pune niciun morcov. Na bine, hai, Vio. Hai, fără morcov. Vio tocmai zicea, mie-mi place la tine, mai vin, că el, cred că de când ai venit stai acolo, așa-i? Numai cât m-a ajutat pe mine să aduc fasolea. Am adus fasolea, avem cucta și cea din pressure cooker am pus-o în, în altă oală. Între timp, Andrei e de serviciu la ceaun. Eu am ratat momentul ca să vă arăt ce am pus aici. Eu atam plâns. Dar ce avem, ceapă? Am aprezat de nu știu când. De că am luat bătaie în teză, păi? De nota de la teză. De ce? De la fum. Ah. Dacă vrei, vin te schimb, Andrei. Da, da. Ce? Vin te schimb. Andrei. Ce ai pus, dragă, acolo? Am pus ceapă, o țără de usturoi, ardei capia, condimente, cârnați și carne de gulaș de porc. Mm. La călit, boia afumată. Condimente de gulaș. Condimente de gulaș. Și imediat o să pun de-aia pastă de ardei iute. De ardei dulce. De ardei, de ardei dulce. Da? Și după care apă și atât. Și fasolea la sfârșit, că e fiartă deja. Da. Ioana a făcut plăcinte cu varză și cu carne. Mi-a adus odată, Doamne, Ioana, știi cum le-am mâncat? De fapt, am mâncat-o, că a adus una și a împărțit-o în trei pentru mine și pentru copii. Da, atunci nu am făcut așa de multe.
Da, geniale, geniale, abia aștept să mă înfig în ele. Mai este hackerul de pe cont. Mai e hackerul de pe cont? Unde mai, a? Unde crezi? Nu știu. Nu, chiar rămâne acasă să se joace. Da? Și rămân când e gata mâncarea. Serios? Vai, dar ce frumos se văd papucii mei acolo, acum mai văd. Păi, sunt foarte frumos aranjați. Da. Foarte frumos. Trebuie acolo ceva sub treptele alea. Poți să mănânc pe toată? Pe ea ta. Mai fac. Mănânc ca fac. Îți place muzica? Da, ai văzut? Dar la YouTube nu-i place. Tocmai azi la noi să oprească muzica. Ce-o zis eu? Nu putem spune pe cameră. Voilà! Oh, Doamne! Stai. Dar de ce o vrei pe aia mai crocantă și cu cărniță? Asta îmi place mie. Să aveți grijă că vă arde la limbuță. Poftim? Rafaela de porc. Și am și gemul de porc în untru, cine vrea. Dar e cald, așa? Poți ca așa? Se poate? Un pic de pâine din aia bună. Ceapa aburindă. Roșie de la noi am uitat să o aduc. N-ai tăiat-o? Ce să tai? N-am adus-o. Am eu ceapa ai tu? Roșie. Perfect. E de la mine din grăgina, de acolo, din acel mic colț. Dar chiar am vrut să te întreb ce s-a întâmplat cu grăgina. Bravo, Fiorele, bravo! S-a triunghiul mi-a așa din gând. Dreptuncă, e trecut toată ziua. Păi se vede că e inginer ăsta. Dar ce-i cu grăgina ta? Era mai mare. Asta e toată grăgina. Grăgina mea era, dacă știi, de acolo. Știu, până era până acolo. Unde e mormântul de flori. Ce ai văzut întâmplat? Ce crizanteme am? Am văzut. Dar astea de anul ăsta sau de anul trecut? De anul trecut puse. Alea de acolo sunt vișiniu. Mm-hmm. Da, tu le-ai pus acum sau? Coca, te asortezi cu crizantema din spatele tău. Normal. Andrei face poze de Instagram. Da. Să-nătă zâmbetul meu. Aoleo! Puiule! Dă-mi spunac! Deci ieri îl certam pe Darius în ultimul hal și zice, da? Andrei era afară tundea iarba. Pot să zic? Chiar dacă filmez? Ok. Și Andrei acum a fost decent, dar ieri erau aici pantalonii. Deci toți chilul ziceam, să nu mă mai cerți. Uite-te la Andrei. Era vechiloți verzi pe tine, Andrei. Păi și schimbă în fiecare zi. Norocul tău, că acum te dădeai de gol. Uite, păi legat, am rezolvat cu chiloții mei. Foarte bine, dragă. I-a zis la Andrei de dimineață și a luat pantalonii ăștia pe el și a zis: mamă, ce dor îmi era să port pantalonii ăștia, nu i-am mai purtat de anul trecut. Și când m-am uitat la el, i-a zis: păi, pe bună dreptate, nu i-am mai purtat de anul trecut, pentru că ai slăbit între timp și acum ai super mari, de-aia pică de pe fund. De fapt, la Andrei oricum îi pică toți pantalonii de pe fund, dar mai cu seamă ăștia. Dar Chestia asta e fumată de mult. Îți cumperi pantaloni mari să zici că ai slăbit. Da. Așa ai făcut, dragă. Hai să vedem, Ioana, dacă sunt la fel de bune ca de obicei jumările tale. Pentru asta trebuie să stai bine cu dinții, că altfel ai nevoie de un dentist. Foarte bune. Ai văzut bucățile de deasupra, ce frumoase erau. Dedesubt erau numai șoric. Gol, fără nimic. Ce mai frumos de ziua de azi. Oșan. Da, deci tocmai ne-am speriat cu toții că e cineva la noi în curte. Ce faci, Maia? Da, vrei plăcintă, Maia? Ce da? Ia, da, dar ai plăcintă cu carne. Dar cum să nu? A? Puiule, nu mai pot cu chiloții tăi. Mănânc ceva. Ah. Dai-o ei. Ia. Zice că e bună. Viorel are onoarea să-ți deschidă beria. Da, poți să mânci deci cu aia cu... Aia cu ochiul. Hai, ia deschide. Minionul, Maia. Serios? Nu pot să cred. Uai de mine, Viorele! La români au talent cu tine! Poftim. Ce? Vai, dar asta nici nu mai beau, o pun direct în ramă! Ce skill-uri ai, Vio, nu știam. Și Andrei are skill-uri la băut berea. A rezolvat problema cu chiloții până la urmă și-a luat sfetarul. Voilà. Viorel. Așa, ca pe chinezi. Dă-i niște sfaturi părintești. Te rog. Zi, Vio. Bagă. Câinii latră caravana trece.
Fetele ziceau să-i dea niște sfaturi părintești la Andrei. Da. Despre... O, am ratat momentul când a luat cea unul de pe foc. Again. Da. Okay. Again, am ratat momentul. Din cauza că mergea muzica, de-aia am ratat momentul. Din cauza... Da, uite, asta era o chestie care trebuia să spun în video ăla cu ce înseamnă să fii YouTuber. Cu toate că v-am zis că muzica cu copyright e o problemă, dar cea mai mare problemă la noi în familie este că Andrei tot timpul vrea să asculte muzică. Și eu, dacă el ascultă muzică, nu pot să filmez. Și atunci tot timpul sunt cu gura pe el. Oprește muzica că filmez, oprește muzica că filmez. Și acum ei făceau mișto. Muzica, arăta, da. Momentul arăta moment. Mm-hmm. Mâncăm? Mâncăm. Mâncăm? Ăla eu, ăla eu, ăla eu. Nu știu că e antifonată casa lui Ioana, dar foarte bine că e așa. Ioana are un signal. Ioana! Nu mă aude? Ne desculțăm și mâncăm înăuntru. Mâncăm înăuntru? Băi? Bă, dar eu copil mai am. Da, mâncăm înăuntru pentru că afară e frig și vine... Ploaia? Nu vine ploaia. Unde-i Matei? La copii nu în cameră, acolo. Nu intră în cameră, nici noi n-avem. A, nu? Nu. Ok. Cheamă la masă. Matei, vină puțin, te rog. Sunt. Ce pâine? Tu ai făcut-o? Da, da, noapte. Pe mâini. Da. Jumările nu v-am mai arătat, dar eu m-am înfipt în ele. Ca dovadă. Pâinea din care am mâncat arată așa. Da. Pâinea este cum? E o masă bogată. Ia uite câtă mâncare. Da, ca la bogat. Prăjitura mea, în care Ioana și-a băgat degetele. Nu? Nu? Dar cine? Un șoarec. Oh, avem lumină! Avem lumină, avem mănoare. Avem fasolea cea mai tare. Își chiși cucuribu. Îți aduc o scaună la pliabil. Dar pe bune nu ai cum să mânci acolo. Paliam? Nu că el își ridică farfurie aici. Eu mi-am luat tricou cu spatele în față, vă știți? Am eticheta aici. Asta ci că-i... Cum, Andrei? Țiganesc Bob Guiaș, sau cum? Țiganesc băi Bob Guiaș. Țiganesc Bob Guiaș. Care vrei? No. Vidiaz, că-i ungul. Iștenem. Atâta știu și eu, Iștenem, dar ce înseamnă Vidiaz? Vidiaz, ai grijă! Vidiaz. O să romene pe aici, eu. Ioana. Ăsta e ceva ce nu te pizi, dar măi, să lua ceva. Trebuie să te cenzurezi. Ah, nu trebuie, că suntem pe YouTube, avem voie și cu din astea. Ioana. Ioana. Nu ai bărbat în casă. Da, știu. Ce, ce bine e fără, Doamne! Te dăm la toți. N-are cine să... N-are cine să... Andrada, la tine în casă sunt ascuțite cuțitele? Că mă ceartă bărbatul tu. Când binevoiește Andrei să le ascută, da. Andrei, dacă adică nu tot timpul. Ascuțite cuțitele. Viorel să mănânce, fără să mănânce. Da? Fără să mănânce toată-l Viorel. Ia uite-l pe Vio. A zis eu că ridică varburia. Așteptam să ne zici. Eu nu l-am scos, decât să gust. Să ne zici cum e. Uită-te la Tasha, bă, uită-te la Tasha. De ce? Coca, uită-te la Tasha. Ia. Uite cum da din goază. Uite, zici că e aproape câine. E mai mare mâța ca ea. Uite mâța în spate, e mai mare ca Tasha. Vreau să fii că am pus în farfurie. Lasă fasting-ul. Lasă fasting-ul, Ioana. I'm sorry for you. Cum e Vio? Foarte bine. Hai poftă mare să avem. Hai poftă mare. Poftă. Deci uitați-vă la Andrei, ce tocmai a făcut. Și-a pus jumări peste a doua porție de gulaș. Faceți ca mine. Dacă vreți să fiți fericiți, faceți ca mine. Da, dacă vreți să faceți infart sau AVC. De aia am făcut jumări, că am citit că jumările au doar colesterol din ăla... Bună. Bun. Da, bun. Au acest graș nesaturați. Serios, serios. Studiile arată că jumările au doar acest graș nesaturați și ajută la LDL-ul ăla șmecher. Deci, la mai mare de jumările. Să vedem dacă iasă cum trebuie. Dacă a ieșit cum trebuie. A,
Aproape. Ăsta e plating? Nu, fără plating. Mă, nu ți-am zis că... Andrei! Puiule! Puiule! Mă, că nu s-o zică pe el că e puiule. Farfurii? Nu mai are farfurii, greu, dar nu mai spune. Ba, am deschis dulapul ăla de acolo. Ții ce vrei, da? Nu am făcut nimic! Puiule! Puiule! Nu o ieșit, să știi, chiar. Chiar, chiar cum trebuia, dar e foarte important să o scoți la timp de la cuptor. Eu cred că am lăsat-o un minut mai mult decât trebuia. Pe vremea aia, da. De la cuptor. Eu postam un video. Și furculițe aici, nu? Da. Că era să scap telefon! Da, să țin eu oala, Andrada! Lasă că mă descurc! Andrada, kind reminder, haideți să mergem acasă! Da. Plecăm, era să ratez momentul din nou. Dar gata, ne-a dat Ioana afară. Care treabă. Ne-a dat Ioana afară, da. Ce bine că pleacă ăștia, a, Ioana? Da.